Antonia a vorbit cu Maria despre situația dintre ea, Elena și Valentin. Maria i-a dat și câteva sfaturi cu privire la Elena. Spunea Maria că ar trebui să încerce să se pună Antonia și în locul Elenei puțin, poate că Elena este și puțin geloasă. Antonia era destul de supărată după discuțiile celor doi, îi cerea părerea lui Cristian dacă ar trebui să spună și ea ceva și Cristian încerca să o liniștească. Antonia spunea că și-a luat un în cap Elena și discuțiile nu se mai opresc. Cristian o sfătuia să-i lase să vorbească, e treaba lor și să-și o rezolve. Antonia îi zicea că dacă ea tace, înseamnă că este vinovată, dacă vorbește o să pară că este rea se consulta cu el să vadă dacă e cazul să spună ce are de spus. Spunea Cristian să-i lase pe cei doi, pe Valentin și Elena, să vorbească ce vor, să-și facă jocurile, pentru că acum se fac niște jocuri. Toții joacă așa un ping-pong și dau de la unii la alții. Spunea Cristian că unii au probleme în cuplu și aruncă vina pe alții și Antonia să nu se lase purtată în jocul lor.